Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit. Miruna Mihailovici și Gabriel Totu la emisiunea Vara la Vox, o emisiune estivală. Sperăm să fie cea mai bună din Galați. Vă lăsăm pe dumneavoastră să decideți acest lucru. În prima parte a emisiunii o să discutăm despre destinații turistice. Avem un om care s-a plimbat foarte, foarte mult. Îl ajută și în carieră faptul că s-a plimbat foarte mult, pentru că reușește să facă o paralelă între ce se întâmplă în turismul extern și, bineînțeles, în cel față de cel intern. Întâi vreau să vă felicit, domnule Mihai Manoliu, pentru că sunteți proaspătul președinte al Organizației Municipale PNL Galați. Felicitări și să stăpâniți bine această funcție. Mulțumesc. Este adevărat că vă plimbați foarte mult, cred, nu? Confirmați? Nu, mă plimb, nu atât de mult cât ar trebui. La un moment dat, un profesor de-a meu în facultate a spus că omul în viață trebuie să se plimbe și să iubească foarte mult. Să știți că eu m-am și plimbat. Am înțeles. Așa, dintre continentele existente, pe ce continente ați călcat până acum? A fost Europa, am făcut o parte din ea, am fost în America, am fost puțin în Caraibe. Și care e cel mai bine organizat continent, la nivel continental? Depinde din punct de vedere turistic. Punct de vedere turistic și al serviciilor oferite. De exemplu, în Caraibe, pentru că practic ei trăiesc cam din asta. Adică, în ieșirea pe care am făcut-o eu și cu câțiva prieteni, că niciodată nu plec singur. E singur, sau numai eu cu soția, ca să spun. Cu fetele n-am mai plecat de mult, chiar doar în vara asta am mers și am mers într-un circuit în Europa, dar în Caraibe am zburat de la București, am mers până la Madrid și de acolo am luat un charter până la Aruba. Asta este o insulă, actualmente este sub conducere olandeză. Asta la un moment dat era frumos că și-a câștigat independența, și câștigase independența, și când și-au dat seama că de fapt singur nu e bine să fie și nu, au trecut o perioadă, nu mai știu, parmise dacă nu mă înșel, la englez, dar acum s-au întors la olandești pentru că a zis că e cea mai permisivă conducere și aveau un guvernator al lor care era pus, dar respectau și erau sub olandești. Deci am zburat până la Aruba, de la Aruba ne-am îmbarcat pe o navă de croazieră și am vizitat vreo 5 sau 6 insule. Frumos a fost că găseai, de exemplu, Santa Margarita, o insulă cu un peisaj foarte frumos, în schimb se subordonează Venezuelei. Și chiar atunci oamenii erau foarte îngroziți, vreau să vă spun că am văzut, erau mașini, nu ca la noi, că la noi pe timpul Ceaușescu erau dacii, erau ca din filmele de epocă, erau niște vehicule de alea foarte mari, la ei benzina este foarte ieftină, dar care o ușă o aveau de la nu știu ce mașină, alta din alte, nu știu. Improvizații, pitorești. Improvizații. În schimb, vedeai lumea foarte supărată, foarte supărată de ce? Se vedea un comunist de la focat, vedeai gratii la geamuri, adică foarte, și prețurile și marfa era foarte puțin accesibilă pentru ei. Deci aia vă spun că a fost una, ca să spun așa, din insulele care mi-a lăsat un gust amar, adică la ce ar fi putut să ofere și ce frumusețe aveau, nu erau chiar... Discrepanța dintre populația sărăcită și... Așa cum se întâmplă în statele sud-americane, din păcate, acolo unde puterea e concentrată. O altă insulă frumoasă care era sub conducere englezească era Barbados. La fel, foarte frumos, aici era lumea veselă, chiar trecuse un taifun ceva, dar le luați acoperișul, dar oamenii nu erau obișnuiți cu asta, adică surâzători, nu aveau nicio treabă. Ce era un eveniment cotidian. După aia mai fost în Curaçao, altă insulă, la fel, unde aici mi-am cumpărat câteva cămăși de astea specifice de caraibice și am fost într-o insulă mai Europa, dacă nu mă înșel,
dar asta avea aproape 280 de locuitori. Chiar cu 2 ani în urmă, doar ce se trăsese curent în insula respectivă, numai că aici nava a rămas puțin în larg, am coborât cu șalupele și firma care organiza asta avea închiriată sau luată în concesiune o bucată de insulă de asta și am plecat cu tot, cu bucătari, cu tot, cu tot. Și oamenii erau, cum ar veni, băștinași, erau la gard, stăteau și se uitau la noi, iar noi aici aveam, că în croazierele astea, este all inclusiv, adică și ți alegi, vrei să mănânci grătar, vrei să mănânci, ești vegetarian, îți alegi vegetarian, vrei să bei o bere, vrei să, orice este la dispoziție necondiționat. Există pericole în această zonă de insulă, pericole din punct de vedere al naturii și da, da, sunt, dar nu se organizează. Deci sunt anumite, doar anumite perioade în care se organizează aceste croaziere. Deci nu este să este perioada toamna, fără intemperii. Da, da, fără este toamna. Eu am fost prin la sfârșitul octombrie, noiembrie, dacă nu mă înșel, am fost anul 3 ani și se mai fac la început. Deci în perioada în care sunt taifunuri și evenimente de astea, nu organizează că n-au interes ca să aibă. În schimb, la două zile, a doua zi după ce ne-am urcat pe vapor, dar cum să vă spun aici, totul era deja pregătit. Când am ajuns la îmbarcare, ni s-a dat, fiecare avea ai primit un plic în care ți se dădeau cardul de la ușă cu care puteai să intri și unde îți spunea, era personalizat cardul, îți scria numele pe el, numele camerei, adică o organizație, o organizare perfectă, adică ca la carte. Și mergeai și aveai. A doua zi am făcut prima instruire în care nu știam ce se întâmplă, eram în cameră și un zgomot de ăsta așa, dar care te scutea din minți, adică numai să nu puteai să... Ca la armată. Ca la armată, ne-a scos pe punte, am luat fiecare veste de salvare și jumătate de oră a făcut cu noi instrucție, ca și cum, dacă, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat un eveniment sau ceva, să fii pregătit, indiferent că știi să înnoți, că nu știi să înnoți, că... Și-a învățat lecția de la Titanic, ca să nu se mai repete istoria. Adică a fost de ajuns un eveniment. Este... circulă niște zvonuri, așa vă spun, printre cei care au mai fost prin Caraibe, că sistemul inclusiv din Caraibe prevede o brățară pe mână și absolut tot ce se întâmplă pe acea insulă, sau cel puțin într-o zonă limitată, este all inclusiv. Fie că vrei să faci shopping, fie că vrei să te distrezi în locurile de entertainment. Nu, de exemplu, pe vapor, vă dați seama că nu aveai așa ceva pentru că aveai nelimitat și totul era la fel. Singura chestie, dacă vreți, de exemplu, era diferența de preț. Cei care plecau din Spania plăteau aproape jumătate de preț cât am plătit noi, asta ca și cu rezultat. Din România. Da, și la noi s-a adăugat și avionul, și, adică pentru ei acolo am găsit și oameni, nu ca să spun, eu știu, un șomer sau nu știu ce, dar erau și oameni de nivel mediu, oricine își putea permite un sejur acolo. Ce spuneți dumneavoastră cu asta? Cu brățara am găsit când am fost în Creta, tot la fel la un oli inclusiv, și sau depinde, erau pe culori, puteai să ai oli inclusiv, erai oli inclusiv sau ultra oli inclusiv, adică de fapt la ce diferea una de cealaltă, de exemplu la oli inclusiv, peste unde te afli, bei băuturile din țara respectivă, de exemplu pe nava de croazieră, am băut băuturi din Spania, adică vinul din Spania, whisky-ul care îl făceau ei în Spania sau ce vroiai. În Grecia, dacă unde am fost în Creta, erau toate băuturile fabricate în Grecia. Dacă ai fi avut ultra-ul inclusiv, atunci puteai să bei, eu știu, whisky american sau englezesc, sau de asta e diferența asta. La fel cu brățările. Sau, de exemplu, am găsit în Antalya unde aveai cazare și, să spunem, mic dejun sau nu aveai... Și atunci, în funcție de că aveai de-asta verde sau portocalie sau aia, cu aia te duceai și... Turcia, v-ați adus aminte de Antalya. Turcia, în ultima perioadă, însemnând vreo 2-3 ani de zile,
stă foarte, foarte bine pe turism și pe organizare. De câte am înțeles, sunt manageri greci care vin să facă, să se școlarizeze în Turcia, pentru că nu prea înțeleg ei cum reușesc turcii sau cum au reușit turcii într-o perioadă așa de scurtă să acapareze un număr așa de mare de turiști. Ați fost acolo. Vreau să ne spuneți mai multe despre turcii. Da, chiar înainte de emisiune discutam cu Miruna și spuneam că deosebirea între greci și turci este de mentalitate. Dacă turcul te duci la el, te face să te simți bine, adică te face să te simți tu stăpân. Atâta timp cât tu ești cu banul în buzunar, simți că primești serviciile respective. Și la fel cum lustragiu, că am găsit, de exemplu, un hotel unde am stat, deși era hotel de 5 stele și îți dai seama că puțin mai erau fiind și perioadă de vară, nu știu dacă mai putea să lustruiască ceva, dar era lustragiu acolo și era foarte amabil cu tine și vorbeai, la fel îi găseai și pe cei care te servesc, pe cei care veneau ospătarii, care ți aduceau, te serveau, care dacă le cereai ceva în plus, vedeai multă deschidere, păcând la greci, că am fost și la greci cu Oli inclusiv, puțin mai reci deja sau eu știu, probabil că de asta au și ajuns primii criza în care au ajuns. Poate puțin prea mândri, prea orgolioși, adică turcii, ăștia mai dați cu, eu știu, încercăm să găsească soluții. La orice și nu-ți spuneau nu, chiar dacă înțelegeau sau nu înțelegeau, ok, ok. La el era ok tot. Adică, bine, da, îți venea și îți surâdea, n-avea nicio grecii problemă. Grecii sunt un pic îngânfați din prisma istoriei, pentru că au acolo tot ce trebuie, adică au niște obiective turistice vechi de vreo 5.000 de ani. Nu, stați puțin, și în Turcia sunt băi, cele mai mari comori și tot ce este bijuterii și astea Alibaba. Sunt... Dacă mergi în Istanbul, îți trebuie o săptămână ca să încerci să vezi marile obiective, deci nu, și ei. Dar au fost altfel obișnuiți, e chestia de mentalitate. Este chestia de mentalitate. De exemplu, am fost în America, că spuneați de asta. În America, nu că nu sunt amabil, în schimb, în America fiecare știe să facă ceva, am mai spus undeva. M-am dus să cer un ceai și cel de la bar a spus, vă rog să mă scuzați, peste câteva minute, adică în câteva minute, vine colega mea care face ceai. Deci el era specializat pe cafea. Deci, vedeți, fiecare popor, fiecare nație are specificul ei și atunci e bine să-și o respecte fiecare. Iar din potrivă, în România, tot înainte de emisiune am purtat această discuție, toată lumea se pricepe la orice, așa este. Sau când nu te ocupi de ceea ce ar trebui să faci, că eu zic că secretul mare este, când am fost în Grecia, la un moment dat l-am văzut pe ne-au mutat, era un sfârșit de sezon și ne-am mutat dintr-un hotel în celălalt, care, dar aveau același patron. Credeți-mă că ne-am supărat puțin, că e disconfort când te duci acolo să-ți strângi toate bagajele. Dar în hotelul nou în care ne-am dus, ne-a așteptat patronul, un domn la vreo 70 de ani aproape, și-a cerut scuze de mână, dar într-adevăr ne-a spus că nu o să ne pară rău și într-adevăr condițiile au fost mult mai bune decât la celălalt, adică și de cazare și de masă. Dar vreau să spun că a venit el ca patron personal și și-a cerut scuze. Păcând povesteam că am fost acum în Poiană și am mâncat la un restaurant bine cotat, ca să spunem așa, și am avut probleme ca să nu... Da, să nu vă intrăm în mai multe amănunte. Vreau să fac o paralelă, pentru că ați spus de România, că noi ne pricepem la toate. Și că între români și nemți, diferența este următoarea. Românul măsoară o dată și taie de 7 ori, iar nemțul măsoară de 7 ori și taie o singură dată. Nu, ce se întâmplă? Cei care se respectă și în România și să nu... Dar raportat la masa... Da, bine, dar acum depinde. Foarte mulți sunt impostori. Sau vor să se ocupe de foarte multe. Discutăm de cluburi și de astea. Avem și câteva cluburi, câteva restaurante chiar la noi în Galați, unde te poți duce cu drag, dar de fiecare dată... Locația în care filmăm. Exact, unde să ieși și locația unde filmăm. Mai sunt și altele în oraș în care... Dar aici ce trebuie? Se vede că omul sfințește locul. Dacă te ocupi și stai acolo printre ceilalți, dacă discutam despre ospătari, păi înainte un ospătar, ca să ajungă ospătar, îi trebuiau ce-l făcea școală profesională 3 ani și mai stătea vreo 2 ani de zile ca și picol.
Acum, peste noapte, toată lumea zice că e ospătar, bucătar și barman. Adică nu trei în unu. Trei în unu. Deci noi ne-am specializat, suntem peste noapte la ajunge la problema cu ceaiul și cafeaua din America. Exact. Iar ăia nu. Ăia sunt, dar într-adevăr, când îți făceau un ceai sau îți făceau o cafea, făceau era ceai. Adevărat. Dar să știți că există un capitol la care noi românii ne pricepem foarte bine și am demonstrat că ne pricepem foarte bine. Este vorba despre capitolul muzical. Am obținut o victorie importantă la Eurovision prin reprezentanții țării noastre și anume Paula Selin și Ovi. Ei, doamnelor și domnilor, dacă stați alături de noi în continuare, în următoarea parte a emisiunii, îi veți vedea pe Paula și Ovi într-un concert extraordinar susținut chiar în orașul nostru. Veți vedea că ei au făcut și unele destăinuiri pentru Vox TV. Despre ce este vorba în minutele care urmează în partea a doua. Ne continuăm discuția despre destinații. Am mai restrâns un pic cercul, am discutat la nivel global. Gabriel a început discuția despre continente, acum ne-am restrâns oarecum la Europa. Europa, nu, dar putem să venim și în țară, de exemplu. Haideți că aș vrea totuși să mai rămânem un pic în Europa. În Europa? Am, ultima informații, destinație da, România. Am informații de la sursă că ați făcut totuși un mic tur al Europei, a fost plecat în Franța, în Anglia, în Franța, în Belgia, Germania, Luxemburg. Germania, Austria, asta în vara trecută, da. A fost când am fost și cu fetele chiar da. Și am fost două familii cu o mașină. O să vă spun că a fost una din cele mai ieftine vacanțe și poate cele mai frumoase, probabil că mi-am și dorit ca să mai fiu o dată cu fetele, că nu mai fusesem de mult. Ne-am fiecare am mers și mergeam separat. Și de ce? Am constatat că cu bani puțini, adică cu bani puțini, poți să vezi și să realizezi lucruri foarte frumoase. De exemplu, am ajuns pe coasta de Azur și, din întâmplare, n-am nimerit plaja mare, ca să spunem așa, am nimerit undeva la coada, la terminarea plajei, ca să spun, dar un loc liniștit. Ne-am dus, ne-am așezat. Am văzut noi că acolo erau și niște canoe, aveau și niște de-astea care plăci cu vele, cum se numește, care făceau... Veliere. Nu, e placă. Placă de surf și vela. Îi spune într-un anumit, îmi scapă termenul. Și niște tipi, dar... Na. Și am mers cu prietenul meu să mâncăm. Prima zi când am ajuns acolo era într-o sâmbătă. Era un târg. O explanadă foarte mare, dar în târgul ăsta găseai de la flori, că avem aici în față, găseai haine, găseai de mâncare, dar pui la rotisor, cașcaval, de-astea preparate, de făcute în casă și toate frumos a fost că ne-am dus acolo efectiv cu vreo 20 de euro, am cumpărat mâncare pentru 8 inși și vreau să spun suficient. Adică am luat un pui mare la rotisor, am luat niște brânzoaice, chiar uite, nu mai rețin cum le spuneau, dar de fapt ce erau? Erau ca niște coale în brâu de ale noastre, dar care în loc unele erau cu brânză, altele erau cu carne la mijloc, sau cum ar fi acum, cum spunem noi, o pizza calzone. Dar așa zisa pizza calzone, bunica o făcea o poală în brâu, că era tot la fel o plăcințică pe care o prăjea acolo. Deci nu s-a inventat roata odată cu venirea italienilor la noi. Numai că îi spunem alta, acum de exemplu dacă te duci, vrei să mănânci focaccia. Bunica nu îi spunea focaccia, îi spunea turtă. O făcea păplită, dar tot la fel. Când întindea o cocă, o puneai puțin și... Deci ne-am mai preluat și noi și ne-am modernizat. Vreau să spun că atunci am mâncat, deci cu 20 de euro. Dar ce e frumos când ne-am dus peste câteva minute, peste jumătate de oră, o oră, nu știu ce, vreau să mai avem un suc. Vreau să vă spun că dispăruseră tot de acolo, dar nu se cunoștea. Adică dacă ar fi fost la noi, îți rămânea mizerie. Noi trebuie să lăsăm urme peste tot pe unde vedeți, am fost aici. Și noi avem, dom'le, să mături ăla sau să vină ăla să facă după mine. Nu. Acolo fiecare își făcea și își lăsa. Eu vreau să spun că am văzut, merg fiecare săptămână aproape sus spre Vatra Dornei și am văzut caravane de rulote franțuzești, olandeze și așa mai departe, pensionari care vin cu rulote dintr-o bucată din acelea nu tractabile. Da, cu mașină, mașină care are... Foarte mulți pensionari din Franța, din Olanda care vin acolo sau turiști pensionari care vin la mănăstiri în zona aia acolo, Sucevița, Moldovița, Voroneț și așa mai departe.
Am rămas impresionat de acest lucru. Iar referitor la cheltuiala pe care ați făcut-o mai ieftină, la faptul că ați ales să mergeți cu mașina personală și să faceți acest mini-tur al Europei. Străinii investesc foarte mult în partea asta de a se plimba în toată lumea, de a vedea foarte multe locuri, de a se relaxa. La noi totuși ține în mașina pe care o ai, în casa pe care o ai, în multe alte lucruri. Ei nu prea pun, citeam un articol că aproape 70% dintre olandezi stau cu chirie. Chirie în apartamente sau case ale primăriilor. Nu știu cât de adevărat este, v-am spus, este o statistică făcută, pentru că ei nu prea au interesul să aibă proprietăți imobiliare. Referitor la aceste rulote, cheltuiala e mult mai mică, dar vreau să ajung în partea în care străinii investesc mult în partea de turism, în partea de relaxare, în partea asta de a se simți bine. Și asta înseamnă pentru viața, exact, și recunoaștere pentru viața. O altă civilizație, o altă cultură, acumulăm și acumulăm la nivel intelectual, la nivel mental, mai puțin la nivelul semnului, siglei de la mașină, mai puțin contează. Acum eu nu vreau să extrapolez sau să... Dar am spus și mie, îmi place să călătoresc, îmi place să petrec. Nu pot să mă laud că am o mașină cu siglă de aia chiar căutată, dar nu m-am simțit niciodată și mi-am făcut treaba cu cea care o am. Deci depinde de tine, depinde cum te simți tu bine în pielea ta. Alții sunt care vor să epateze. Vedeți că își fac, de exemplu, foarte mulți își fac case, își fac vile, dar uită că de fapt nu întinerim. Vedeți că mulți acum au început să încerce să le vândă și nu și-au nici jumătate din prețul la care le-au făcut. Mașinile totdeauna le scade prețul, dar ceea ce ai văzut, ceea ce ai simțit tu, ceea ce ai trăit tu, astea nu, sunt sentimente pe care nu ți le oferă alt, nu găsești plăcere în altceva. Și adică, care nu-ți pot fi luate, indiferent de condițiile luate, de criză. Totdeauna, bineînțeles, că dacă un om nu are, când împătrânești sau când ajungi undeva sau când ești singur, dacă nu ai niște amintiri, atunci, abia atunci ești un om sărac, nu când nu ai mașină. Cu o mașină ți-o iei, ți-o ai, mașinile dacă ți-o iei anul ăsta, oricum la anul va fi veche și nu va mai fi la modă. Nici pentru noi n-ar fi ușor să avem invitați care, de exemplu, să vină să ne pună aici cheia de la mașină și să nu avem ce discuție să purtăm. E mult mai bine să avem o discuție plăcută, nu? Da, mulțumesc mult! Mulțumesc. Nu v-am ales întâmplător pentru emisiunea aceasta de vară la Fox. Nu, dar să nu înțeleagă lumea altceva. Și cum suntem acum, adică cel puțin cum mă simt eu, nu știu dacă și mine la fel, cum erau acele povestiri cu bunicii din viața lor. Nici chiar așa că nu mă să-mi luați barba atunci ca să fiu un adevărat bunic. Sunteți un om care a ales să investească mai mult în ceea ce spuneam mai înainte, un tip occidental, o mentalitate occidentală. Dar de ce fac? Adică să nu înțeleagă cineva că sunt și din snobism care fac asta. Eu vreau să spun că mi-am vizitat țara și am încercat, am făcut încă de... Bun, am ajuns în România, hai să zicem. Nu, am făcut și România, am făcut-o începând de timpul Ceaușescu, când vizitam mănăstirile și la fel, pe perioada aia, chiar era o problemă cu cazarea, dar nu m-a deranjat niciodată, aveam un cort de la mare cu două camere, cum ar veni, și mergeam în cort, chiar mi-am obișnuit și fetele, am fost de câteva ori cu cortul și am mers. De ce? Și ce, care e frumusețea la a merge cu mașina, cu rulota chiar? Lume, poți să te așezi, vezi de multe ori, vezi un anumit peisaj sau un anumit pârâu. De exemplu, noi le oprem totdeauna lângă câte un pârâiaș de ăsta. Mamă, și nu spun ce ne udam acolo, ce ne stropeam. Seara făceai un foc de tabără, aveai cu ce, că totdeauna o regulă este ca după ce de-ai făcut o aia, trebuie să-l și stingi, să-l lași curat. Să... Deci, asta ți oferă. Când, dacă pleci cu un autocar, dacă pleci cu avionul, dacă ai țintă, ai ajuns acolo, ții un program, ții de ceva. Păcând așa, îți faci programul și în funcție de cum te simți și dacă te simți bine sau nu. Dacă îți place mai mult în zona respectivă. Și de asta spun, chiar acum când am mers în weekend, povesteam și de până am amintit, am fost în luna mea de miere, am fost o lună jumătate și am mers la mare, la munte, și după aia am făcut și toată țara. Norocul meu a fost că cel mai bun prieten al meu se căsătorise cu o săptămână înainte.
și m-a așteptat, a venit la nunta noastră. S-a făcut luna de miere la și pachet. Și o lună de miere la pachet și o lună jumate. Da. Și vreau să spun că de atunci am vizitat și am fost la Săpânță. Deci vreau să spun că am făcut și România. Adică ca să pot să apreciez și să faci o comparație. Nu, și avem zone foarte frumoase în România și chiar minunate. De exemplu, cu drag mergeam la 2 mai la plajă. Deci totdeauna era o altă atmosferă acolo sau la Ama Veche am fost. 2 mai este renumită și pentru nudism înainte de... Da, se face și acum nudism. Stați cu 9, da, știu, mai nou. Și s-a făcut întotdeauna, da. Bine, acolo era renumit pentru că pe timpuri nu era a face nudism, deja erai cădea împotriva legii. Dacă îmi permiteți un comentariu, judecând după dimensiunile actualelor costume de baie, diferența nu este foarte mare. Nu este, da. Mai nou, acum un prieten și-a cumpărat, când am fost în weekend, a cumpărat soției un costum de baie, dar a venit așa mirat și a zis, bă, da, cum e că kilotul s-a vândut un preț, iar sutienul alt preț? Sutienul e mai puțin plătat. Nu. Și a zis, bă, dar sunt acum, nu se mai poartă sutien sau invers, nu mai e și... Vara asta se poartă un singur accesoriu, ochelarii de soare, nu? România are multe de oferit, mai ales că este și una dintre puținele țări care are mai toate formele de relief, munte, delta, fluviu, mare, câmpie, istorie, medieval, vorbind de Sighișoara. Avem și altceva foarte de preț, Paula Sailing și Ovi, care au luat locul 3, ne-au făcut să ne simțim mândri că suntem români cu prestația lor de la Oslo, care ne-a dus un meritat bronz la Eurovision 2010. Noi o să luăm o scurtă pauză, după care o să vedeți imagini de la concertul care a avut loc aici în Galați, Paula Sailing și Ovi, și un scurt interviu realizat de noi, cei de la Vox TV, de subsemnatul, și să vedeți ce ne-au transmis ei. Luăm o pauză, după care urmăriți materialul Paula Sailing și Ovi.